Sfârșit cumplit pentru o româncă profesoară respectată în Marea Britanie. Femeia a murit după ce a fost lovită crunt de mai multe ori cu un ciocan. După atacul sângeros, Florina a mai trăit doar două zile și nu a fost singura victimă a atacatorului. Colega mea, Andreea Popa, urmărește însă acest caz șocant. Andreea, bună ziua! Ce s-a întâmplat acolo? Bună ziua, atacul a avut loc chiar în locuința româncei. Acum aproape o săptămână, miercuri dimineața, atacatorul a intrat peste ea în casă. Florina l-ar fi cunoscut, spun surse ale poliției din Marea Britanie, de aceea l-ar fi și lăsat înăuntru în locuința ei din orașul Croydon. Atacul de o cruzime inimaginabilă s-ar fi produs la primele ore ale dimineții. În aceeași casă, polițiștii au găsit și un tânăr de 25 de ani rănit. Acesta este acum în afara oricărui pericol. Românca, în schimb, a murit vineri pe patul de spital. Poliția metropolitană a anunțat că un bărbat de 34 de ani a fost arestat în acest caz. Florina Pastina era cadru didactic la o școală din Croydon, iar apropiații o descriu ca pe un profesor respectat, un om bun și frumos. Mihaela?